nu am dorit nu am dorit eu acest eveniment, această lansare, cum se numește, de carte, întrucât rezist din ce în ce mai greu la spații mari cu lume foarte multă. Asta îmi dă o stare de anxietate și mă stresează. Psihiatrii ar numi așa ceva agorafobie. Polirom a dorit să facem această lansare și uitându-mă la dumneavoastră acum, constat că bine a făcut. Pentru că dumneavoastră, cei care ați venit acum aici, sunteți, îmi dau seama, publicul meu ultim. Și de fapt singurul care contează. Acum mai bine de 20 de ani, când scriam această carte, nu mai doream să fiu un scriitor pentru cei puțini și foarte educați. Consideram că, având în vedere ce se întâmplă pe stradă, în țară și în lume, după 89, trebuie să scriu pentru mase. Trebuie, astea, vedeți, și eu, ca probabil mulți dintre dumneavoastră, a trebuit să lupt cu idei pe care mi le-a băgat în cap comunismul. Eu n-am fost membru de partid, n-am avut nicio legătură cu sistemul comunist, dar am trăit în radiația lui. Și nu poți, dacă ai trăit în comunism, cum spunea Christoph Kieslowski, nu vei scăpa de el decât prin moarte. Și atunci aveam niște idei cu care trebuia să lupt. De pildă aceasta, că scriitorul este dator să scrie pentru masă. Sau că scriitorul este dator să schimbe lume. Sau și mai rău, că în calitate de jurnalist, în calitate de director, de redactor șef de ziar, trebuie să încerci să-ți schimbi oamenii, să schimbi colegii. Toate aceste trei idei s-au dovedit egoiste și comunistoide. Am înțeles însă asta după 20 de ani. Atunci credeam că asta trebuie să fac. Și am făcut-o. După cum unii dintre dumneavoastră, cei mai apropiați de vârstă cu mine, au putut să constate în anii aceștia. Acum constat că rezultatul încercării mele de a ridica cu un milimetru nivelul moral și cultural al masei în această țară nu a fost nul. A fost negativ. Am obținut, în loc de un milimetru în sus, am obținut un centimetru în jos. Așa cel puțin percep eu lucrurile în acest moment. Prin urmare, această a doua carte pe care o aveți astăzi aici în față reprezintă rezultatul unei alte atitudini sau poate aceea pe care o aveam înainte de 89 față de actul scrisului. Nu mai conține această carte niciun text politic. Pentru mine, în acest moment, personajele politice recte, triumviratul care se rotește ca la călușei în clipa de față sub ochii noștri, este, fiecare dintre ei este echivalent cu celălalt în materie de dezonoare, în materie de fățărnicie și de minciună. Au reușit să fie echivalenți în acest moment. Nu mă mai interesează niciunul din ei. Nu scriu decât atunci când sunt silit de postul pe care îl mai ocup într-un ziar și trebuie să-mi justific neafa. Această carte nu conține, spuneam, texte politice, nu conține nici articole, conține proză. M-am întors la literatură. Aceasta este o carte de literatură. Dacă în celelalte mai existau inserții gazetărești, aceasta este o carte de literatură în care e vorba de filmele pe care le fac regizorii, pe care le fac cineaștii,
și de filmele pe care le face viața. Pentru că să știți că viața produce filme. Dacă știi să te uiți la ea, în anumite momente, produce film. Nu am mai rugat pe nimeni să vină să vorbească aici. Ultima dată în acest spațiu, acum 2 ani, erau Eugenia Vodă și Emil Curezeanu. Nu i-am mai chemat pentru că nu mai cred în această expunere și de altfel e suficient că strig eu acum aici. Nu mai era nevoie să mai strigi odată și Emil și Genoa în cărmălaia asta. Ați auzit vreodată la o lansare din asta de carte să se spună despre cartea respectivă? Nu că e o prostie, dar că are și niște lipsuri. Vă garantez eu că n-ați auzit niciodată. Toate cărțile lansate în acest spațiu sunt extraordinare. Prin urmare, o să vă spun eu, vă mai spun două cuvinte, o să vă citesc câte un text din fiecare carte, după care, dacă veți dori să luați dumneavoastră cuvântul, cineva, microfonul, și spuneți ce doriți în legătură cu cărțile sau cu ce credeți dumneavoastră. Eu personal aș fi foarte fericit dacă doamna Geta Dimisianu, unul dintre cei mai mari editori ai literaturii române din toate timpurile, care se află aici, ar dori să spună câteva cuvinte. Dacă nu, nu. Doar două cuvinte vă mai spun în legătură cu texte pe hârtie și texte din pixel. Diferența de la a scrie cu pixul și a scrie cu pixel. Am constatat unele dintre textele din filmar, unele dintre ele au fost mai întâi publicate în variantă electronică. Au apărut pe net. Și am pe de altă parte, mi-au cerut colegii acum la gândul pentru o campanie pe care o facem noi pentru limba română de 1 decembrie, să le dau 10 texte din literatura română, să le selectez eu, ca ele să fie puse pe site-ul ziarului și promovate spre lectură cu ocazia acestei campanii. Și ce am constatat? Că orice text de valoare luat dintr-o carte, că eu asta am făcut, nu? Le-am dat cărțile cu semn, Caragiale, Ileana Mărâncioiu, Marin Sorescu, Marin Preda, Eminescu, le-am dat fragmentele însemnate și le-am spus treceți-le pe net. Când le-am văzut pe net, ele arătau bine și acolo. Și în carte, și pe net. În schimb, texte sunt texte de pe net, care apar întâi pe net și pe care, dacă le transferi în carte, nu mai arată bine deloc. Este ca deosebirea între un scriitor și adevărat și un scenarist adevărat. Un scriitor adevărat poate oricând să se transforme într-un scenarist. Un scenarist nu întotdeauna poate să devină scriitor. Cam asta este diferența. Există texte de pe net pe care le-am lăsat la o parte, ele erau bune, dar numai pe net. Nu pot să treacă în obiectul acesta, care are spațiul lui, aerul lui. Aș vrea să vă citesc acum din Copiii Fiarei, o carte pe care iarăși editura a dorit să o publice, a fost inițiativa Poliromului. Eu am avut oarecare îndoieli, dar acum, recitind-o, constat că iarăși Polirom a avut dreptate, are sens această a treia ediție a Copiilor Fiarei, din care aș vrea să vă citesc un text care m-a bântuit și pe mine, autorul lui, după ce l-am scris.